Bună ziua, prieteni, bună ziua, doamnelor și domnilor. Prieteni, azi am venit să iau cuptorul de la Mangia, să-l trag la mine, pentru că știți că noi trebuie să frigem purceii, curcanii, să mergem la nașul Leo de, după Crăciun, după aceea de Revelion la nașul Marian, la fel cu curcan și purcel. La noi așa este tradiția și tradiția o respectăm a romilor. La naș trebuie să mergem de sărbători. Acum mătușa se ocupă aici, scoate, mă rog, ce mai are pe aici, în afară de carne. Îl legăm după golf, eu cred că îl trag cu golf. Nu mai e nimic. Hash. Hai că merge! Merge, bucătare! Merge banda! Ați văzut, prieteni? E ușor așa pe trepte, prieteni. O damigeană de vinte costă bucătare. Uite cât am împins. Când am venit pe jos. Doamne ajută, am ajuns cu bine la bucătarul. Rider, am adus cuptorul, bă. Plângem la purcei non-stop acum, prieteni. Ce mangi, ai grijă să nu te lovească, bă. S-o dau mai în față! De ce? Că și ce-a făcut? Că ai ales? Să dea în bare! Lasă, nu are nimic, ce de aia te speriai tu, păi eu mă speriam să... Nu mă speriază, că dă curat acolo și are peste 1000 de chile greutate. Uite că sparsă, bă! Unde a dat? Uite acolo, lovitura a dat-o, nu e gata. Vai de noi! Gata, bă, bă, sparsă tot. Un pic. Păi m-am speriat să nu te bagi tu aici să te lovească. M-am băgat că o fel de dea de... N-are nimic de om acolo de mașină, vă-ți rupe picioarele. Făcea bară praf. Păi nu mă mată. Deja uite, am doit-o. No. Biare cutunița acolo. Biare cutunița. Mașinuța ei. Ia cutunița la broa. Ce, să dau patent? Ia un patent acum.
Ai zis că doi care toți nu s-a bani și tot. A, mamă, dar n-am pus că asta zic că a dat după ăsta, după ciocul. Taie, bă, bucătăria, de cu ce. Ce meniu avem astăzi, prieteni. Închide-mă, bă, că știu de vorbă. Pizza țigănească. Da. Pizza țigănească cu rânză și cu pecenari. Trebuie să-l sun pe Alina acum să-i arăt pizza țigănească. Du-te tu. Lasă că... La ce să-l sun pe Alina? Iată-l sunat la stea. Cam așa, prieteni, am transcuptorul, l-am pus aici frumos. L-am adus de la mangea de la unchiul meu, l-am blocat. Vedeți, așa trebuie să fac și eu din... Dar în primăvară, 100 la mie, garantez că așa voi face. Uitați cum e focarul, vedeți? Focarul. Aici e focarul. Bagi pe aici, pe jos, bagi lemnele. Și aici ai cuptorul interior, vedeți? Intră, eu știu, două tavele, dar o să-l fac mai mare. Asta cred că are 1,5 metri lungime pe 1 sau nu știu cât, ia, să zicem 20, 40, 60, 80, 100, 120, da, eu o să-l fac 1,5 metri pe cât e ăsta. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4. Asta e pe 80, 90, pe 90. 1,20 m, eu o să-l fac 1,5 pe 1,20. O să-l fac mai mare eu, pentru că vreau să intre două tăvi de astea mari odată, când bași purcii. Și o să pun două tăvi odată. Au, pipotele de la curcanel. Aoleu, ce bine merge aici la sobiță. Am închis aici să nu bate vântul, că nu poate să stea bătrâni aici, am baba și cu maica mea, la clămpăneală. Oh, ce bine ferb aici, piftiile la sobiță. Are un tiraj la sobiță de numai. Da, Ryder, vin aici, vin aici. Vin aici. Hai, vin aici, hai, Ryder, la ordine. Băgarăm piftiile litre în funcțiune. Da. Cuptorul l-am adus de la mangea. Ia uite, l-am tras aici după golf, frate. Ce puternic e golful. Da. Da. Dar cu ce e? Unde e? Ha? Unde sunt roțile? Roțile? Jos sunt roțile. Au venit pe roți, dar l-am suspendat noi așa. Să nu fugă atunci, știi, cu tăvile, cu tot, cu greutate, cu carne. Aha. Uh-huh. Hai, ce ferbe aici la duci. Piftiile la sobiță. Pe lângă sobiță să te încălzești. Da, la urmă, merge bine. Vedeți ce ferbe? Uh-huh. Vedeți ce trage? Da. Are tiraj de rupe. Ce trage, bă? Hmm? Ce e cu tunițo? Stai să iau și rola, să pornim și ăsta. Cum îi zice, e bradul. Ce era, Ryder? Ba da, trebuie să apeși pe ele. Lasă că mă apăs eu. Ia, bagă tu asta. Bagă jucăriile în priză. Ai două ale. Unde mai e unul? Unde mai e unul? Unde mai e una? Aici, pune asta sus. Pune sus aici. Nu, stai să răsul, aici așa. Așa și pune așa, fie de. Și de sârma asta, ține să o legăm. Sau las că se bagă în priză, lasă, lasă. Da, să băgăm aici în priză. Să vedem. Ce e băgat, mă? A, nu. Asta e. E că asta e. O pornit! Tăt. Ha? Păi și fii atent cu becurile,
Uite. Iacă-te. Ai văzut? Așa, așa privi și peste aici, mai am un pic de lumină. Iacă-te. Ia uite. Nu știu, totuși mai văd ceva, uite. Nu, trebuie să mai fierbe multă apă, uite, multă zamă. Păi eu vreau multă, până vreau multe pistii. Că după vreau să tai toată carnea asta și pe aia strecurăm zama. Ce faci? Mai lasă să mai fiarbă? Păi mai bag aici un lemn forță, dar nu lua de... Aaa, voi ați luat de aici, de ale mele. A, băgă baba, doamne. Da, păi lasă-mă cu baba. Ce e baba cu tună? Lasă-mă. Lasă, băgă și el. Păi și... V-am zis. Dar nu e bine, dacă i-am zis să nu ia de acolo, tot a luat. Hai să punem ceva în covoraș, vreau să punem și el dulciurile aici sub brad. Ce mai, uite, beteaua e pe jos. Ce face copilul ăsta, frățile? Nu l-am mai pus. Dobleac, cu aici. Asta. Asta prinde să se mișto. Hai cu asta, ce se întâmplă cu asta? Ce e puțin? Oh, da, uite. A, uite, l-a coperit și el. A, uite. Nu știu ce să prinde mai puternic. Păi n-are putere. Nici ăștia nu mai merg. Care? Ăștia, nu vezi, au probit. Ba da, așa fac ele, nu au probit. Nimicate, nu vezi că nu mai merge cum mergea la început. Ba da, dar i-i pus pe culoarea aia roșu cu trântul. De ce nu e schimb? Ce ai băgat și tu acum? Ce-am băgat? Lemne de la tine. Da, de unde se bagă lemne de la mine? Nu, de aici, cred că baba dacă uscate. V-am zis să nu lăsați pe baba să apropie aici de lemne, că pune de acolo. Pentru că eu le țin așa frumos, de design. Uite, o lua de acolo de sus, vezi? O lua și le văd eu acum, să nu fie. Nu dă niciun cloco, nimic. Păi cum? Ce înseamnă asta? Ce facem noi aici? Păi trebuie forță, trebuie să stai eu. A fost înainte și se fierbea, dacă n-am mai venit aici. Trebuie să stai eu atunci lângă el aici. Trebuie să stai aici. La lemne forță, mă duc eu cu roaba lemne, mi-aduc o roaba de lemne aici și stau aici. Cine vorbește? Mă, semi. Tot eu, vocea mea, uite. Manivelă. Manivelă. Vlogurile, vedeți? Mergea la cutunița în telefon. Hai, lasă, nu avem ce să facem aici. Uite, s-a prins în foc acum. Aveți băgat să baba lemnile. Acum, am rupe. Rupe, rupe, știi cum. Ce ai, dacă nu puneai asta, mamă, nu puteam să spun. A, prelat asta, da. Trebuie să mai punem și una pe partea. A, uite, Raider stătea aici, ar fi. Și eu când am ieșit de la bucătărie, am călcat pe picioare. Dar, auzi, de unde ia vine aici să vorbim aici, de față cu lumea, nu să vorbim în patru ochi, să vorbim în 20.000 de ochi. Ce? Mi se pare că te schimb cam des, de haine. A? Azi păi de da, trei ori s-a schimbat. Ce te îmbraci, de trei ori, mă, într-o azi zi. Azi de trei ori. Unde trei ori? De trei ori s-a schimbat tot. Azi. Aine albe, aine negre, aine albaștri, nu știu ce să mai bași pe tine. Dacă iau o pereche de Adidas negri, yeah, nu se asortează cu training-ul și trebuie să mă obligă, dacă luam ăștia albi, nu pot ia. Da, mă, da, da, de când... Da, da, fluturei în stomac. Da, da, mă, da, da, da. Da, mă, da. Pereche de Adidas albi, trebuie să iau și training alb. Da, mă, da. Auzi, îmbrăca ca doctorul un alb, ne trebuie în curte aici, nu mor. Te-a amintit baba cum erai tu mic. Ea plânsă în bucătărie. Ea tot plânge baba când era aici. Cine era mic? Eu? Da. Hai, eu când era mic. Da, uite. Nu mai plânge, că nu-i bine pe sărbători. Eu n-am mergat de la resta. Nu pe vlog aici. Nevoie. Te vedeți ăștia. Dar
Vezi cum stau, uite, gata, în ceapură. Trebuie să stai lângă ei cu tine aici. Dacă îi da să bea plânge acum. Celine, babă, du-te înăuntru, că e fric. Mamă. Pe nimeni, pe nimeni, o să am ușat să nu o rog. Dar eu le lipocolim. Păi de altă, nimeni. Hai să nu fie frig aici. Hai că acum fierbe. Nu cu tot dinul, de aici. Mamă, nu s-au dezghețat curcanii, porcul, nimic. Aoleu, filmăm porcul. Haideți să băgăm, uite, curcanul, uite, gheață, cu tună, hai aproape să stea lângă sobiță, uitați cum e, tuci! Da, și mâine... Hai da, și porcul, aoleu, l-am filmat, da, hai da! Hai da, deci, fai, Leo, asta poarta! Ușa, ușa, Leo, nu poarta! O pân de două ori! Cum se deschid poarta? La port! Și-am închis baba, că te ținea mic în brațe și mamă, cum s-a mi mi-a spus cum îți zicea ție, căldare fără fund deja. Așa îmi zicea mie. Da, căldare fără fund, auzi. Da, atunci aici pe cenarii. Căldare fără fund. Astăzi pe cenarii lui... A plâns baba. Doamna Denisa. Ține foarte mult baba la tine, ca să știi. Serios, ține foarte mamă, mult. Mamă, ce usturoi miroasă. Da, da, da. Bă, cătă, uita să mă afară, iar curcanul lunașul lui Leo. Du-ne, pe-a luat și mă. Mare, mare, era de loc în... Uite, mă, vin-o să-l vezi pe ăsta lui Leo. Curcanul lunașul lui Leo. Ăsta. Și-a luat Marien unde e? E Vlad ăla. Păi n-ai oprit lada? Păi nu știu, văd că se aude. Da, e oprită, e oprită. Păi nu mai, că nici ăla, că de revenim, după trebuie să mergem la Marian. Ăsta trebuie să frigem. La cuptor, de-aia am adus cuptorul în curte. Pentru mâine să mergem, Leo, că așa da. Nașule Leo... Bine, prieteni, eu vă las. Că venim. Vă dorim sărbători fericite la toată lumea. Doamne ajută la toată lumea. Sărbători fericite, prieteni. Vă dorim vă multă sănătate frumos, și multă fericire să aveți. Că ne urmărit și sper că vă îmbucurați și voi, că noi suntem cu voi în casele voastre, ca de fiecare dată și de sărbători. Da. Și, mă rog, vară, iarnă, mai ales acum pe timpul sărbătorilor, știu că destul de bine ne urmăriți acolo pe televizor. Noi vă dorim sărbători fericite la toată lumea! Sărbători fericite, la revedere! La revedere!